Legenda boxului mondial Mike Tyson va reveni în ring pentru un meci cu youtuberul Jake Paul, însă nu are de gând să se oprească aici. El a sugerat într-o conferință de presă posibilitatea de a disputa un alt meci după cel contra vedetei Jake Paul, care este cu 30 de ani mai tânăr. Tyson a risipit astfel temerile legate de vârsta sa. Mike Tyson nu a mai boxat la profesioniști de 19 ani, după o înfrângere în fața irlandezului Kevin McBride. Fostul campion la categoria grea va reveni în ring pentru un meci cu Jake Paul, care a devenit celebru datorită farselor de pe YouTube. Numeroși observatori și-au exprimat preocuparea lor legată de prezența într-un meci profesionist al lui Tyson, care va împlini 58 de ani la momentul evenimentului, temându-se pentru o accidentare gravă. Frankly, you are too old to be fighting a guy who's 28. Well, I'm beautiful. That's all I can say. I'm just having fun and entertaining the world, and I do think that the older generation wants people to see Mike knock me out, but at the end of the day, I also have the kids, the middle schoolers, the high schoolers, the college students rooting for me and want to see me and Mike. Meciul de box care îi va opune pe cei doi va avea loc pe 20 iulie pe un stadion de 80.000 de locuri din Texas. Conform presei, fostul campion mondial al greilor va primi mai multe milioane de dolari pentru participarea la acest duel, care va fi considerat un meci profesionist. Jake Paul, care numără 20,7 milioane de abonați pe YouTube, a susținut 10 meciuri profesioniste, obținând 9 victorii, dar nu a avut în față niciun boxer.